procesul verbal din... din ședința anterioară. V-ați citit? Sunt probleme? Dacă sunt ceva. Nu sunt. Nu. Prezența? Prezența nu. Adrian Vini mi-a zis acum că întârzii 10 minute. Vini și Adrian. Domnul Barna a venit. Putem și prezența este... Supune la bocătură. Încomodată cu dispoziția articolul 3, numariat 1 din legea administrației publice locale numărul 215/1, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în ziua de 31 octombrie, ora 9, în sala ședinței la primărie. Cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local a Comunei Bacan pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcani în Consiliul de Administrație al Școlilor Balcani și Frumoasa. Proiect de hotărâre privind ăsta trebuie să scoatem, fiindcă nu prin hotărârea Consiliului Local, prin dispoziții. Reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație la școală. Deci îl scoatem de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluare și Asigurarea Calității în Școlile Gimnaziale numărul 1 Balcani și Școala Gimnazială Frumoasa. Și mai venit doamna Ana cu un proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea formularului unic al modelului de card legitimație de parcare pentru copii. Avem o cerere cu cineva cu handicap care vrea legitimații pentru parcare din comună. Nu din comună, din țară. Dar unul din țară. Se poate să fie asta? Este legit. Noi și la normal, adică dacă noi, Consiliul Local la Comunii Balcani, nu trebuie la parte de Comuna Balcani, nu emitim legi pentru toată țara. Primăria eliberează cartul. Este legi. Da. Este legi. Se reconfirme. Da. Și el, aici e în evidență. Suntem care sunteți de acord și scoaterea proiectului, introducerea altuia. Cine este pe el? Întreabă. Cornel, ai dormit? Am zis, dar am zis. Pe ține pe mână. Școli, da? Da. Deci toți să... Școli nu introduce de-a primul. Să abține, să vadă mântuie. Să abține, să vadă mântuie. Da, bine. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al Comunei Balcani pe anul 2017. E vorba de școală, de bani de la școală, din trimestrul 4 se transferă în trimestrul 3 pentru salarii, că nu sunt acum. Până la buget, nu? Până la discuții, da. Dacă sunt discuții pe ei. Și discuții. Dar nu supunem la vot, nu? Da. Supunem la vot, nu? Cine este pentru? Să abține cineva? Noi de hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcani și în Consiliul de Administrație ale Școlilor cu personalitate juridică din localitate. Nu trebuie pificat școală separat, oare? Da, fiecare școală separat. Așa e, da? Da, da. Separat. Da, propuneți pentru Școala Frumoasa și Școala Balcani. Cetii doi, nu? Da, propun eu pentru Școala la Frumoasa, dacă vreți, Chira Vasilica și cu Găbureanu Cornea. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, supunem la vot, da? Supunem la vot. Cine este pentru? Îți lasă mâna jos, Cornea. La mie, da, eram incompatibil. Da. Eu nu știu dacă pot. De ce? Că e aceeași poveste ca... Adică de ce nu pot? Ca ședință de partid. Nu, n-are treabă. Păi n-are treabă. Sigur? Sigur, am putut să...
în rodă cu cineva din director? Că anul trecut am fost propus eu cu domnul Barna și nici el nu a acceptat. Dacă s-au modificat înainte, nu era voie. Nu dacă s-au modificat, că înainte nu era voie. Dar doar e pe un an, la anul chestiune. Ca să nu fie alte probleme, că după aia, deși eu... Dar nu mai este nimeni. Deși v-ați verificat, totul este să fie salutat. Da? Adică să fie corect, să nu... Atunci trece la... Nu, eu la mine nu e problema asta. Te interesează, schimb. Dacă nu sunt, să punem la vot, da? Da. Cine este? Dacă nu sunt... Așa. S-a ține cineva? Împotrivă? Da, deci s-a apărut propunerea. Pornea. La cea? Proiect de vedere privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcani în comisiile pentru evaluare și asigurarea calității în școala gimnazială numărul 1 Balcan și școala gimnazială numărul 1 Șumasa. Propune. La amândouă școli? Nu, unul de Șumasa și unul Balcan. Așa propun eu. La domnul 4, eu nu vreau. Propuneți. Pentru școala Șumasa, pe domnul Găbureanu Cornel. Nu poate. Nu pot, eu sunt în Consiliul Administrației, nu pot. La Balcan, nu la Frumoasă. La Balcan? Da. Pentru Balcan. Pentru Balcan. Mai sunt alte propuneri, dacă nu supunem la vot, da? Pentru Balcan. Cine este pentru? La Balcan. Da. Da. S-a abține cineva? Trei. La Frumoasă, domnul Ghel. Potrivit. Bine. S-a aprobat, deci. Pentru Frumoasa, cine o propune? Domnul Ghear. Domnul Ghear. Așa. Dar cine este pentru domnul Ghear? Da, potrivă. Domnul German, domnul Ghear. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea formularului unic al modelului de card de legitimație de parcare pentru persoane cu handicap. Dacă sunt discuții... Eu doar o simplă întrebare. Legitimație, am înțeles, este pe tot teritoriul României, da? Dar nu cumva avem obligativitatea de a face și pe locul de reședință? Pe locul de reședință, dar unui trecut domiciliu. Da, pe toată țara. Dacă e pe toată țara. Toată țara, dar acolo nu poate ocupa, spre exemplu, când se amenajează un loc, clar că acolo e o problemă cu o persoană cu o problemă cu handicap. Au parcări separate. Speciale, numai pe parcările lor. Și îi trebuie legitimație. Când duci la parcarea aia, tragi mașina aia de parcare. Deși numai pe parcările lor. E dușa ca o plată. Da, dar sunt, da. Era când eu în afară, am căzut în afară, le dădea de la... Cum era noi? E bor? Și care e bine? Da. Este voie. Nu cumva ne obligă și pe noi să facem aici? Păi e valabil în fața la parcare. Da, dar trebuie să facem parcare în cazul ăsta. Da. Unde ai parcare cu matematică? Sistem de parcare cu matematică. Nu, dar am datul. Și la noi e gratis. Acum când faci parcare trebuie să faci pentru zonă în calitate. Asta e sigur. Adică obligatoriu. Da, dar vezi că parcările astea se fac cât mai aproape de... Cu mătru, asta când faci... Parcări amenajate și acolo ești obligat să faci. Asta e bine. În administrația fiecare consiliu local amenajat. Am dat comandă pentru semn și până un semn la... Gata, da, mă potrivesc că doamnă cărește la urmă. Da, dar eu doar am scăzut. Dacă nu mai sunt alte discuții, să punem la vot. Cine este pe acolo? Da, mă interesează. Da, dacă s-a abținut cineva, nu potrivă, nu. La diverse. La diverse, dacă sunt discuții, da.
tot era vorba de semne de circulație. Ați văzut că la Ludaș, în Curba, după anul ăsta au avut loc două accidente și permanent de accidente a intrat în Troiță. A trebuit să faci o adresă, să pună curbă deosebit de periculoasă la un timp. Da, la distanță mai mare, exact, cum e la cale ferată sau cum e 50 și până permanentă sunt accidente. Și la Nacladul iarna, permanent acolo, permanent. Anul ăsta numai două accidente. Deci a intrat în... La 50 de metri. Da, la 50. 150, da, da, așa, ca să fie, că permanent, că există tendința Valea Rodașului de a avea chestii drumul drept. Permanent, știi, acolo. Și modul acolo. Bine. Și mai faci o adresă la pod, la Rodaș, acolo, și la intrare și la ieșire, ați văzut că s-au adâncit cele două, sunt și găuri. Sau dacă nu se puneți un semn drum în lucru sau altceva, că pentru cei care nu trec să știți că ați văzut, s-au adâncit, s-ar roți, și măcar faci o adresă la drumul, știu că e separat de drumul județean. Sau să puneți drum în lucru, măcar să avertizeze pe cei care nu știu. Atât. Alte discuții. Da, domn Petric. Domnul primar, la ședința trecută am luat problema stațiilor de microbuz, pentru că nu este policarbonat pus. Dumneavoastră a spus că aveți materialul luat și când vin oamenii din concediu, vă apucați de treabă. Deci, e o lună de atunci. Cred că s-a îndeplinit timpul și ar trebui pus. Sunt multe lucrări, știu. Rândul trecut am aprobat bugetul, aprobat salariile primării. N-am fost contra niciun consilier. Deci, dacă trebuie bani, trebuie bani. Dar văd că din ce am spus noi consilierii, nu s-a făcut nimic într-o lună. De exemplu, Sofronie Costel, consilier din PSD, a spus și el că trebuie votat o punte în punctul la Căsoasa. Încă nu s-a făcut. Ați promis că le faceți. Domnul Ungureanu a spus că trebuie pus o bară la o punte de la Puiu. Nu s-a pus. Chiar vă rog frumos să țineți cont și de noi consilieri. Pentru că când aveți nevoie de ceva, veniți în fața noastră. Iar noi când cerim ceva, ar trebui să ne băgați în sală. O mare problemă în comuna noastră este problema gunoiului. Ați văzut că n-am acuzat, pentru că pleacă de la oamenii de jos. Am luat comuna, am verificat-o. Începând de la Frumoasa și până la Ludaș, n-am mai mers mai departe. Eu n-am văzut un container de gunoi. La Schit sunt. Dacă totuși îți pusă containere de gunoi la Schit, ar trebui ori să punem suficiente, ori deloc. Pentru că lumea nu știe... Îmi dați voie ca să termin. Lumea încă nu știe cum e programul de colectare a gunoiului. Domnul primar, totuși trebuie să facem câte o ședință. Spune și în regulament, dacă citiți bine, se spune că un primar trebuie să facă ședință. Nu, fiecare consilier trebuie să facă ședință cu... Nu, eu am să o fac. Deci eu am să o fac și am să vă invit și pe dumneavoastră, pentru că sunt mulți care trebuie lămuriți. De exemplu, eu am purtat discuții cu cei care sunt în jurul containerelor, unii cu probleme. Și unul chiar mi-a reproșat, vezi, era un bețiv, era domnul Miron, era acolo. Ce bă, tu te vezi de treburi, ce te bagi tu? Păi ce mă bag eu, că lumea nu știe că consilierul totuși are o calitate, are o gură de spus, e reprezentant, vine în fața primarului, în consiliul local, să spună de cazul oamenilor, da? Deci eu nu mă plimb pe drum cu mașina că mi-e drag a plimba. Eu vreau să trăiesc într-o comună frumoasă, curată. Dacă eu am postat, era o nuntă. Deci era o nuntă. Era mizerie la Știrbăți de nemaipomenit. Deci așa ceva nu s-a existat, cum o zis alții, dar s-a transformat Schitul în ce? A doua zi... Nu Schitul, Știrbăți. Știrbăți. A doua zi dimineața chiar m-am dus să văd și fel de curățenii se făcă, când colo, strigător la cer. Nuntașii vineau. Ce am făcut? Ați văzut că am dat pe Facebook. M-am dus și am luat un container din altă parte și în calitate de consilier m-am dus și am luat mizerie acolo. Nu mi-e rușine să fac. Ar trebui, cum am spus și rândul trecut, ar trebui luat câte unul, doi, de la ajutorul social,
Dați sector să se ocupe numai de curățenie. Nu mai puneți în altă parte. Sunt chiar care vreau să facă treaba asta. Vă rog eu foarte mult. Iar cu containerele, divizora Schitu Frumoasa, eu aș spune la intersecții sau unei zone cu probleme să mai ducem un container, domnule. Chiar vă rog eu, că se poate face. Am văzut containerul unii unde nu, mai că nici n-ar trebui. Mașina trece cu băiul la fiecare. Iar lumea trebuie să știe că lunea când vine mașina de gunoi să scoată tomberonul la poartă. Pentru aia 45 lei care plătește anual. Dar el nu vede, domnul Gânga. De 3 ani când se ia gunoi luni dimineața. Dar eu ce repet, trebuie să facem o ședință să le explicăm. Eu am să vorbesc, să țină chiar și preotul. Și preotul să spună biserică să nu mai... Scoate gunoi. Stai în gunoi dacă e prost. Păi ia ca pentru 1, 2 suferim toți. Nu e pentru 1, 2 acolo, domnul. Îți mai 10 sau vreo. Eu am văzut, e zonă cu probleme. Tot acolo. Deci eu ce-ai făcut tu acum șeful ăsta, noi nu postăm în fiecare luni, după ce trece mașina de gunoi, noi mergem cu viceprimarul, cu poliția, în urma mașinii, verificăm. Avem și poze, am discutat cu oamenii, atunci, după ce eu pleca mașina, nici nu plecase de la tomberon, era cu sacicul. Dar de ce i-a dus și acum? Dar plătesc. Comoditate. Da. Și atunci îi devine primarul, primăria, consiliul local, îi devine primarul că nu pune amendă, dar m-am decis că începând de luna care vine, care cum e prins, dar numai acolo a fost. Și probabil că a fost pentru nu întaia cineva, de-o dus atâta gunoi acolo. Și alte containerii nu au fost. Știți unde mai fost? Acolo a fost dusă cu intenție. La Balcan Marginea. M-am spus când era, trebuie o secundă. A trecut mașina, pot să-ți dau și nume, nu contează, îți dau cuvântul de onoare, 3 sai și au venit și mașina a trecut de 5 minute. Și am vrut să-i zic, dar din respect și din când mă cunoșteam, era o fată de, așa tot de la mea, 3 sai de gunoi la 3 minute de mașină. Mașina era la Arti. Eu am mers în urma mașinii. Mașina, oamenii de la salubritate își fac treaba. Am plecat cu mașina înaintea lor să văd cine scoate. Domnule, dacă o scos 5% tomberoanele în drum, deci oamenii la Balcan Marginea nu aveau gunoaie, cum să spune. Și când am ajuns în zona containerului era full, dădea pe jos tot, pe margine. Deci în loc să scoată frumos containerul, cum mă scot de exemplu, pubelele. Cum le scot de exemplu în Balcan Marginea, acum, Balcan Centru. Balcan Centru sunt altfel de oameni față de Balcan Marginea și Schit, de la Balcan Centru până la Balcan Schit. Domnule, parcă sunt alți oameni, o parte din ei, de ce se ia puț, bine? Trebuie să învețe fiecare să scoată gunoiul lunea, când îi discut. Și facem o ședință, li spunem, ne rugăm frumos, dacă nici așa nu se poate face, intervenim și cu amenzi. Pentru o comună curată, pentru sănătatea noastră, ce-i mai frumos și mai bun decât igiena în comună. În fiecare săptămână se ridică de 25-30 de toni de gunoi. Dar eu știu treaba asta. Domnul Dăga, știți de ce scot la Balcani pubelii? Pentru că nu au tomberoane mari și trebuie să-l scoată în ceva. Dacă noi tomberoane am pus în zonele, am vrut să, în zonele unii nu ajunge mașina de gunoi. Unii nu se încadrează, se intre. Dar acolo aduce toți din jur și în pubeli țâni grăunță, țâni făină, eu știu ce exact. Țâni acasă. Noi avem tabelul la toți care, acum am făcut comandă încă de 150 de pubeli. Așa. Care avem cereri pentru... Pe viitor poate facem ceva bun. Am discutat la ședința trecută de la Frumoasa, de la Pod. În 2 ore se poate face. Nici acum nu e infundat. Gaura de la Pod la Frumoasa. M-am uitat în dimineața asta, nu e infundată. Vine iarna. E septembrie. Deci nu trebuie să ne bazăm pe octombrie. Am spus să facem depozit pentru material de rapat. Asta e treaba mea, domnule. La iarnă va fi și treaba mea dacă nu-i da cu zgură pischit. Deci acum e treaba oricum, dumneavoastră. Oricum o să ai treabă. Că dau, că nu tot asta ai tu treabă. Nu, asta nu e treabă. Dar o să dea, o să fie. Avem nisipul, avem... Dar nu e bine de pus acum. Dar nu trebuie pus acum, trebuie strâns acum. Da, avem. Bun. Lemnele la Schitul Frumoasa nu-l duse. Unde? La școală. Apropo de lemn, ai făcut atunci că eu mă ocup de lemn, nu vrei să te ocup de lemn? Mă ocup de lemn, dar și eu s-am gândit cu primarii să mă ocup de lemn. Adică nu găsăm lemn, domnul Gânga, cu 1.200.000 de metri. Nu
să lemn. Păi, apelăm la poliția comunitară și cumpărăm de la Idos și iau cu factură. Nu, poliția nu. Da, deci la licitație au cumpărat ăștia cu 1,5 metru și nu-mi dă. La noi vine și plătești ăștia care transportă lemne, nu mai dă. 2,5. Sau 2,5. Da, domnul primar, dar era vorba că pe drumurile publice care păi nu, vin și plătesc. Vin și plătesc, nu mai dau lemn. Nu mai dă lemn. Nu le convine prețul ăsta. Păi ridicați prețul. Păi eu, când am vrut să ridic, a zis, cum să plătim 1 milion, și așa e scump 1,2 milioane. Nu în ședință, s-a discutat chestia asta. Domnule, încălcați ambalajul cu ciocolată. Eu vreau să ridicați prețul pentru cei care transportă lemnul. Ca să nu le convine să vă plătească, să vă aducă lemn. Ați chemat aici în Consiliul Local să negociem cu cineva? Din partea lor? Da, nu negociam. Cu cine se negociam? Păi cine negociază? Păi astăzi noi, azi e un patron, mâine e altul, poi mâine e altul. Nu. Chem tăți patroni și negociem. Nu îi punem prețul. Veniți cu un proiect de hotărât, mărim prețul, nicio problemă. La mine mai bine ar fi. Și ca și să asta, nu spune. Ca să termin, să dau drumul la pământ și la altă situația părculețurilor pentru copii. Deci noi chiar avem nevoie de părculețele să fie. Dacă mergi, de exemplu, la Copan, nu are o să juca copiii. La Schit nu. La Rățăr nu. La Rățăr deja e încuiat că se trebuie reparat. Păi acolo trebuie reparat. Am terminat, îi dăm drumul. Trebuie să ne axăm și pe parcul de joacă la copii. Și chiar vă rog frumos, nu mai dați voie să mă închid locuri de joacă pentru copii. Da, ați văzut că la Rățăr s-o închis până la urmă? Locul de joacă? Deci exact unui containerul care vine de la primar. Deci deja cât se pune acolo, deci s-o închis, da? Deci până la urmă trebuie să ducem copiii să joacă, să joace la Pislav. Da, parcul ăla când facem noi, de exemplu, am propus ca în parcul ăla să facem de ziua copilului serbare. Cum e frumos, cum se face și la frumoasa, nu? Unde stă? Vin teren cu înghețată, vin cu jocul. Nu e vorba de asta, e chestia să vină să concesioneze terenul ăla, că am vorbit cu el, m-am dus și păi să vină să plătească, nu? Plătească, da. Toți care s-i au dat vine. Și au concesionat. Să vină să concesioneze la prețul care îi bani da. Să intre în bugetul local? Da. Și n-am, dar grație nu se poate da. Chiar la părculeță le repară. Sunt multe ce vrei tu. N-ai muncitor, n-ai trebuit să prinzi o firmă, trebuie bani. Ați văzut că m-am implicat și mă implic foarte și mă țin de curățenie. În al doilea, altceva, dacă totuși nu aveți oameni la primărie și aveți materialul luat, dați-mi o mână de ajutor, uitați, eu pun policarbonul jos. Da, am oameni. Nu, dacă nu aveți oameni, veniți dumneavoastră, virușenii să țineți cu de policarbon și eu să le prind, am aparat de sutură și repartă. Am alte treburi. Păi atunci am puneți oameni, domn primar. Da, ai răbdare, dar bun. Ce mi-e cerut acum, trebuie să le fac pe toate. Dă-i la punți, dă-i la poduri, dă-i la... Păi dar de când tot le cer eu? Păi le faci, dacă se pare că nu se lucrează în Comuna Balcani? Dacă se lucrează. Se lucrează, dacă se lucrează, pe ce spune? Nici la casa omului nu le termină. Dacă eu eram la PSD, erau făcute, dar... Dar până acolo la PSD ai fost, și ai plecat. Ghilion. Ghilion. Ghilion, da. Eu PSD-ul ține oameni numai selectați. Eu nu fac parte din categoria lor. Eu fac parte din da, dacă mai sunt alte discuții la diverse. Ați terminat, da? Da. Dacă nu, declarăm ședință. Totul e ok. Dar trebuia totuși propus nou președinte. Nu dau tine, am dat. Propun să facem cu proiectul după aia. Așa de vedea trecut? Așa, trebuie. Sigur. Nu, eu am fost Emilianul Divara. Nu-i stai, gata. Nu-i gata, vara. Nu, stai, eu te Nu e o problemă. Dar ei bag mai mulți. Da. Petrică, ce am uitat, că ai zis de salariu. Acum nu vreau să... Salarii la ce? La primării, să o mări. Să o mări cu 2, 3 milioane, 5 milioane, depinde din asta. Dar ce ne duci de consilier? De salarul tău, să o mări cu 7, ai 7 milioane. Care 7? 5? 7 ai, cum? Cum mi-ai trecut? Apoi au 40 de milioane. Dar dumneavoastră că dacă 75. Dar nu mi-ați mărit voi. 7 la urmă. Legea. Nu mi-ați dat voi salarul. Păi atunci micșorăm salarul primarului și... Nu, dar trebuie să treci acolo, ca să fie cinstiți, la Facebook.
Cât de unii s-au mărit salarii? Eu la cât alerg prin comună, asta nu mi-a aduce bani nici de motorii. Dar stau doar la primărie, nu cerșe. Deci nici... Deci dacă ești corect, fii corect până la capăt. Eu sunt foarte corect pentru că cer să mare, se facă. Și nici n-ai trecut acolo, că de 3 ore ai insistat 10% din... din da, băi, atâta trebuie, 10%. Da, sau sau să rămână cum a fost. 2,5% nu? Salarii. Ei lucrează 20 de ori, 20 de zile pe săptămână. Ori 8 ori sau 160. Și-o câștigă 2.960 de ori. Voi v-ați... Voi. Hai, mă ia bine. Ca să nu mai într-o oră, două, nu? Trebuie să trecut acolo și să vadă lumea. Ar fi frumos să avem o oră, două. Ca să nu iau mai multe, să fie o propunere are din muncă toată luna. Citiți regulamentul consiliului local și respectați-o. Trebuie în fiecare lună, consilierii trebuie să fac ședință cu persoane din zona respectivă sau din comună. Eu fac ședință. Pe zona mea chiar fac. Nu m-ai invitat niciodată. Eu am să vă invit. Am să vă invit. Dar numai să încheapă și filmăm și ne dăm pe Facebook. Ne chemați pe noi. Nu, că și dumneavoastră vă dați cu lucrări și nu dați. Nu mai dau eu. Eu dau lucrările care se fac în comună. Dar dați-le pe OATE. Pe ce? Pe OATE să pot comenta și eu. Dacă le dați partea la dumneavoastră, nu pot comenta. Nu. Că am zis că nu mă intervin. Așa trebuie. Nu, e Facebook, contul meu și n-am... Nici eu n-am intervenit la nimeni. Hai tu, subiectul. Nu vreau să ieși la. Domnule, propuneți-o.